Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii De ale Buzoianului. Mai multe subiecte și astăzi, evident, cu tematică locală. O să începem cu un scandal produs astăzi la Cantina Săracilor, unde mai mulți clienți acuză faptul că mâncarea n-ar fi bună. Da? Sunt astfel de reproșuri, reclamație făcută astăzi și pe adresa redacției noastre, iar o echipă acolo, în frunte cu subsemnatul, a mers pentru a verifica aceste acuze. Imediat o să dăm și imagini de acolo, de la cantina de ajutor social din Buzău. Avem și imagini filmate astăzi pe două străzi din municipiul Buzău, două străzi problematice, strada Primăverii și strada Izlazului. Nu toată lumea s-a bucurat de faptul că în ultimele zile a plouat. Dar pe strada Primăverii există o surpriză plăcută de această dată. Continuăm și rubrica inaugurată în emisiunea de ieri cu fotografii din municipiul Buzău. Mulțumim telespectatorilor care deja ne-au trimis, deci ieri a fost prima rubrica a emisiunii, deja ne-au trimis imagini pe adresa redacției. Discutăm puțin și despre învățământul buzoian. Avem două declarații de la doamna Geta Burducea. Pe de-o parte, dânsa rămâne șef în continuare la inspectoratul școlar, deși a ratat două concursuri. Discutăm și despre elevii care și-au mutat liceul în municipiul Buzău după repartizarea computerizată la Buzău, comparativ cu alte județe din țară unde au fost probleme, lucrurile par să fie în regulă. Dacă ne mai permite timpul, puțin despre cazul Florin Toader, lăsat așa la adăstat de polițiștii și procurorii buzoieni. Invitatul meu de astăzi, domnul avocat Florian Angelo. Vă salut, domnul avocat, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor. Începem emisiunea cu imaginile de la cantina de ajutor social. Un prim calup cu reclamațiile pe care mai mulți clienți ai acestui așezământ le-au făcut astăzi în prezența echipei Campus TV. Uitați, asta e mâncare, apă goală. Păi vedeți, pe nu mănâncă nici handicapați. Nici câinii nu o mănânc. Domnul gardian, vă rog frumos, noastră nu mâncați, nu la acidez. O mănânc, na, uitați. Noi nu v-am făcut vina dumneavoastră, am făcut vina la bucătare, am făcut vina la cei care îi dăm mâncare. O mănâncă, nu o mănânc. Deci nu e vina bucătării, să-i cărui ce îi se trebuie. Pentru pâine am venit mai aici, am trei copii, doar pâine dau. Eu am un băiat operat. Pentru că ciorba care o dă nu e bună, este cartof cu mazăre amestecată și cu apă chioară ca la școală și copiii nu mănâncă. Și așa mai bine dau pâine, mă duc în dorăbaz, mă împrumut la oameni, iau cartofi, le prăjești și le-au să mănânci. Nu prea e bună. Nu prea e bună, nu e făcută bine. Nu are gust. N-are gust, nu. Dar de ce? Nu știu, doar are ce le trebuie. Nu suntem mulțumiți de mâncarea care o mâncăm, pentru că e mai rău ca la spital. Eu înțeleg că are și oameni bolnavi care vin aici și au cantina pe baza că-s bolnavi, dar trebuie să vă gândiți și la copii, că și ei trebuie să mănânce. Dar dumneavoastră o mâncați? Nu mănânc, crede-mă că nu mănânc. Nu mănânc, crede-mă că nu mănânc. Și ce faceți cu ea? Ce să facem? Ți-o spun sincer, câteodată iau mâncarea făcută, câteodată nu o iau. Deci ciorba care am luat-o acum, crede-mă că nu o mănâncă nimeni. Dar am un cățeluș acolo alea pe străduță și eu pun lui să mănânce. Nu-i mulțumit. Nu este mulțumită că face în fiecare zi aceeași meniu, aceeași mâncare și nu poate să mănâncă lumea. Nu poate. Nu e bună. Eu dă la un câine. Toată lumea. Eu vă spun eu, uite. Carne are? Carne nu are niciun fel. Aceeași meniu în fiecare zi, aceeași pâine în fiecare zi. Pâinea o dă stricată, o ia ispirată cu două zile, o ia de acolo și se mănâncă proștii. Cum e felul doi? N-are niciun gust. Deci cum ai fierca, cum nu ai avea absolut nimic cap în bucătărie și ai fierbe niște orez și ai pune o mână de sare. Așa e orezul. Astăzi ce a fost felul doi? Poftim? Astăzi ce a fost felul doi? Astăzi a fost paste, să zice că e milaneze, dar
scuză-mă, să faci o pastă minaleză, pentru că nu-s bune. Nu am luat, pentru că nu le mănâncă copiii mei, nu-i place așa ceva, așa ceva nu-i să mănâncă. Dacă mănâncă dânsi și că mănâncă ei, noi nu mâncăm așa ceva. Pastele astea? Da, nu sunt gustoase, e niște paste fierte, cu niște pipote și ceapă. Ceapă care are 3 metri. Și o bagă pe deasupra, atât. Da, ați văzut, domnul avocat și telespectator, evident, acuzațiile, da, unora dintre clienții cantinei de ajutor social reclamau, ați văzut, atât felul 1, adică supa, ciorba, mă rog, cât și felul 2. V-au convins în vreun fel că ar avea dreptate? Pentru că după ce am prezentat acest prim calup cu acuzațiile, evident o să dăm și părerea celor de la cantina de ajutor social, în speță domnul director Doru Crăciun. Dar am ținut special să împar lucrurile oarecum în două, întrebându-vă părerea dumneavoastră. Evident că dumneavoastră n-ați avut posibilitatea să gustați, să vă faceți o părere. Sunt curios dacă v-au convins măcar declarativ, da? Doamnele respective și băiatul respectiv, credeți că au vreo leacă de dreptate? Poate o să te șochezi și pe tine și pe telespectatori, dar acum mulți ani, e adevărat. Dar oricum, după ce a venit Doru Crăciun director, tot așa, în urma unui mic diferent cu beneficiarii cantinei de ajutor social, am gustat mâncarea. Acum, problema este simplă. Și la restaurant, felurile de mâncare, practic, și ciorba de burtă, și ciorba, nu, cu excepția ciorba de vițel, ciorba de... să fierbe carnea separat, după care se cuplează cu zarzavatul și se face ciorba respectivă, fără să se pună sare sau piper sau ce îi place fiecăruia dintre respectivi consumatori. În cazul ăsta, dacă ne raportăm la ultimul fel care l-a descris doamna respectivă, adică paste fierte cu pipote și cu ceapă, păi, din punct de vedere gastronomic, este suficient. Da? Problema este de gust. Păi, de la romani, de gustibus non disputandum. Păi, cum ar vrea să facă pe gustul tuturor? Este greu, pentru că alocația pentru o persoană care se află în asistență socială este limitată la o anumită sumă. Ei trebuie să descurce cu suma respectivă. 120.000 de lei vechi pe zi. Deci da? 12 lei noi. Atâta vine de persoană pe zi. Pe zi, exact. Ori diferența dintre așa zisele meniuri fixe, unde cel mai ieftin e în jur de 15 lei, este de 3 lei. Această diferență se simte. Meniuri fixe unde? Spun pe la restaurantele? La restaurante care se ocupă cu asemenea feluri de meniuri. Nu știu care este poziția sau ce explicație a dat Doru Crăciun, dar este limpede că nu poți, în momentul în care ai o asemenea instituție, să mulțumești din punct de vedere al gustului pe toată lumea. Aici e o problemă. De ce? Spunea și una dintre intervievatele din acest material că nu se pune sare pentru că poate sunt unii dintre clienții cantinei care nu au voie din motive medicale, da, să mănânce sărat. Asta, sarea sau piperul, cum ați dumneavoastră, și le adaugă fiecare. Pentru că în aceasta constă gustul. Sigur că dacă atunci când îți dai sau când ai apelat la cantina de ajutor social, gustul ți-l faci dacă vezi că nu este chiar așa de... Dar alocația asta este, trebuie să... V-au convins în vreun fel domnul avocat care avea dreptate în ceea ce susțin? Nu, să ne înțelegem. Eu nu vreau să spun că... Deci fără să ascultați și părerea părții celelalte... Să spun și de ce. Vă rog. Du-te pe străduțele laterale și să vezi mașinile cu care au venit beneficiarii cantinei de ajutor social. Nu i-ai întrebat cu ce au venit? Să vezi cu... Am văzut pe unii că veniseră cu mașina. Exact. Adică să fim înțeleși, gustul fiecare și-l aranjează al mâncării. La ciorbia felul 2 ți-l aranjezi din sare și din condimente, dacă spuneau ești nemulțumit. Nu mănâncă nici copila și imediat luăm telefonul în direct. Ba nu, mai bine luăm telefonul în direct. Bună seara, spuneți, vă rog. Aia săraci, adevărat, nu se duc acolo. Dar unde se duc? Nu, sunt și persoane amărâte care merg acolo. I-am văzut și eu astăzi cu ochii mei. Sunt și romi și români care merg și mănâncă de acolo. Domnule, da, domnule, spuneți-mi și mie, de ce sunt mașini parcate pe străzile laterale și bagă mâncarea mașinile alea? Păi ăia sunt oameni fără venit și fără nu știu ce, pentru că eu am
avut un coleg care n-a avut niciun vecin și niciun venit și n-a putut să apeleze la cantina săracilor pentru că avea o pensioară de 3 milioane de handicap. Am înțeles. Dar dumneavoastră spuneți că unii n-ar avea dreptul să mănânce acolo, da? Nu au dreptul. Cum e căpățânasul ăla? Cum e aia femeie bună de muncă? Da, dar discutam aici poate alt subiect. Dacă e bună sau nu mâncarea, v-au convins cumva din materialul? Nu e normal, domne, că n-are sare mâncarea sau că vrea nu știu ce paste de, nu știu, milaneze sau nu știu ce dracu. Dar adică cum? Dacă e degeaba și să ducă acolo, asta înseamnă că nu au ce să mănânce, nu că să arunce la căței. Deci nu sunteți de acord, da, cu ce au afirmat respectivii? Bineînțeles, păi nu le e rușine. Mulțumesc frumos! Cu mașini ca lumea și iau mâncare pe degeaba din banii noștri. Banii noștri, de la muncitorii care muncim. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Înainte de a asculta și celelalte declarații ale conducerii cantinei, spunea una dintre intervievate că nu mănâncă nici ele și nici măcar copiilor nu mănâncă mâncarea care le se oferă de la cantină. Telespectatorul care a intervenit a spus un lucru esențial. Dacă ești sărac și chiar mor de foame, păi mănânci și scoarță de copac, să fie limpede. Dar toți erau nemulțumiți că nu le plăcea, că nu avea gust. Deci fă-ți, omule, pe gustul tău. Ați văzut vis-a-vis de supa, ciorba respectivă, a fost vărsată pe jos, considerându-se că ar fi doar o zeamă chioară. Da. Păi lasă ciorba acasă și nu lua de la fund. Și vezi că deasupra este zeamă, n-are ce să fie altceva decât zeamă. Da, asta era demonstrativ gestul respectiv. Bun. Nu v-a convins gestul respectiv? Nu, nu. Eu sunt convins că, într-adevăr, la cantina respectivă, lucrurile sunt destul de complicate din punct de vedere al veniturilor care li se asigură pentru fiecare persoană și rezultatul. Adică nu are cum să fie un lucru important, gustos ca la restaurant. Că dumneavoastră ați făcut și bine ați făcut o comparație între 12 lei cât se oferă exact. Pe zi. Da, la cantina de ajutor și 15 social lei, și 15 lei costă... Imediat luăm telefonul direct. În acest 12 lei pe care oferă cantina sau pe care cheltuie cantina, se oferă două mese. Deci oamenii primesc, clienții primesc la caserolă când vin să-și iau mâncarea, primesc atât prânzul cât și cina. Deci ar veni cum ar fi 6 lei o masă, da? Deci la 6 lei... Este super... Da, îmi spun încă o dată, dacă ești realmente într-o situație socială deosebită și chiar ți-e foame așa, mănânci și spun încă o dată și scoarțe de copac. Să rămână, sunteți în direct. Bună seara! Am intrat pentru că este revoltător ce fac acești oameni, pentru că unii se zbat ca să-i ajute, iar ei... spun că serviciile nu sunt bune. Nu se poate. Persoanele pe care dumneavoastră le-ați prezentat sunt bune de muncă. Și locuri de muncă se pot găsi. Dar probabil că sunt înjositoare pentru ei. Nici o muncă, fie că este de paznic, fie că este măturător, toate muncile, zic eu, că dacă le faci cu responsabilitate, ai o mulțumire și sufletească și e și iubit în jur. Bun, dumneavoastră vă referiți la un aspect că n-ar trebui să solicite ajutorul acestui... Dar acea mâncare, domnule Auraș, e foarte bună pentru că eu sunt bolnavă și fac acele paste cu supa de la niște pipote. Așa fac și eu, fără sare, să se ducă acasă, să o fiarbă din nou, să-i pună niște ulei, să-i pună niște... vegeta dacă mănâncă, că sunt sănătoși, văd, nu se poate să nu-i dea gust. Nu se poate. E rușinos. Da, deci considerați că n-ar avea dreptul să facă o astfel de reclamație. Nu. Mulțumesc frumos pentru intervenție, doamnă. Tu ai gustat mâncarea de curiozitate? O să spun la finalul materialului, da? Mai păstrăm puțin
suspansul. Citesc și din mesajele venite de la telespectatori. Nesimțire, nesimțire și iar nesimțire, ne scrie cineva din partea acestor asistați. La un calcul simplu, o familie formată din 10 persoane beneficiază de aproximativ 4.000 de lei lunar, 1.000 de euro. Acum nu știu dacă iese chiar dacă așa. Dacă au copii care au primesc alocația de stat, da? Și sunt din 10 persoane, sunt 4 care primesc alocația, fac un calcul, da? Mai au și ajutorul la social, mă rog. A, la o familie din 10 persoane. Din 10 persoane, da, sigur că. Îmi cer eu scuze că n-am citit foarte bine mesajul, da. Altcineva, dacă nu le place mâncarea pe gratis, să se ducă la muncă, da? Un îndemn de partea unui telespectator. Înțeleg că mai avem pe cineva pe fir. Alo? Să rămână, spuneți, vă rog. Bună seara. Am o rugăminte. Vreau să aduc la cunoștință. Cunosc o familie compusă din două persoane care au apelat la ajutorul de la cantină, da? Așa. Da, au fost refuzați. Au doar venitul acela garantat. Nu au servici, nu au nimic. Știți de ce vă spun? Că eu mai fac câte o faptă bună, mai le duc câte ceva de mâncare. Sunt doi băieți care îs la locul lor și au vrut să... Și de-aia vroiam să știu, este vreun plafon la suma care... Deci ei iau cât? 1.200.000 sau cât e? Da. Nu știu cât. Din păcate nu stăpânești nicio foarte bine subiectul ăsta. E mai mult. Să vă spun, aceia mâni e pe Dumnezeu. Cei din... care ați dat dumneavoastră. Pe care i-am prezentat noi. Eu vă spun, ăștia sunt muncitori, vă spun la modul cel mai sincer. Așa, tot ce mai îmi rămâne câte ceva, le bag la congelator și mă duc și le duc mâncarea. Da, frumos din partea dumneavoastră. Doamne, o să ne interesăm. O să dăm poate zilele viitoare un material, o știre cu cine are dreptul să mănânce la cantina și câte plafonul respectiv. Da. Înțeleg că e un plafon, mulțumesc, totuși. Mulțumesc. Și noi mulțumim frumos pentru intervenție. Totuși aș vrea să precizez ceva. E drept. Primezi din ajutorul nostru al celorlalți, din ajutorul primăriei, totuși eu cred că ar avea pe undeva dreptul, măcar să spună, domnule, dacă mâncarea respectivă nu sigur este bună. Da. Au dreptul ăsta să... Nu. Eu sunt convins că din acest punct de vedere este controlată această cantină, pentru că este vorba de fonduri publice care se utilizează cu anumite destinații și sunt controlați, inclusiv de autoritățile sanitar-veterinare, toată lumea îi controlează. Problema este simplă. Ai dreptul în momentul în care, deci în momentul în care chiar găsești un defect. Faptul că nu e pe gustul tău nu este un criteriu să faci reclamații. Spune altceva, știu eu. Că... Au dreptul de a face această reclamație, zic eu, în măsura în care ea este și întemeiată. Păi, da? Asta s-ar putea în unele cazuri, nu știu, la noi la Buzău, în alte orașe, județe, da, să întâmple și lucruri de genul ăsta, da? Bă, nu știu dacă e cazul la Buzău. Înaintea lui Doru Crăciun a fost, nu știu dacă mai ții minte, că s-a cam învechit și Doru aici la... direct la cantina asta, dar era o scandală pentru că atunci se fura, fusese reprinși foști salariați acolo cu sacoșe, cu carne și așa mai departe. După ce a venit Doru Crăciun, lucrurile s-au schimbat radical în sensul că măcar nu mai se fură. Da. Haideți să vedem și cealaltă parte, da? Declarațiile directorului cantinei de ajutor social, domnul Doru Crăciun, după aceste acuzații. Da, sunt foarte mulțumită. De ce? Da, pentru mâncarea care mi-o dă. Eu n-am niciun venit. Și eu vin în fiecare zi și sunt mulțumită pentru păinică, pentru tot meniul care mi se dă. Mâncarea foarte bună se face. Și ciorbica, și felul 2, tot timpul se face mâncare bună. Vis-a-vis la mâncarea care se dă pe weekend acolo? Bună, da, da. Nu este expirată, nu e termenul de garanție. Da. Nu aceeași meniu, se schimbă în fiecare sâmbătă, vineri, se schimbă meniul. Mulțumim cantinei de ajutor social pentru că ne-o dă și ce să fac. Sunt foarte mulțumită. Asta e soteul de pivote. Ce se întâmplă, domnul? De ce o carne? Cum să ne avăstă o sotie de pipote? Femeile de acolo au spus că nici măcar n-au luat felul 2. Pentru că vă spun ce? N-au vase. N-au vase. N-au vase. Ei vin din oraș.
Și dacă au o canțelolă, bine, cere felul 1 sau felul 2. Nu iau, ei n-au vase deasupra lor, pentru că pleacă de dimineață de acasă și vin și ia mâncarea. Păi nu, dar ele se plângeau că nu-i bună, nu-i bun felul de... Păi dar dumneavoastră, stați domnule, am o rugăminte. Nu vreți dumneavoastră să gustați, să mă combate și pe mine și pe ei? Ce? Vă rog omul de tot. O să gust și eu. Ce mai bine ar fi să gustați ca să... Nu trebuie neapărat să gustați, că mai sunt nebuni de ăștia. Deci noi aici 11 inci ne batem să le iasă ca lumea și la prețurile care s-au dat și să vă mai arăt ceva. Adun și mie bara de salam de vineri. Cam auzit și o discuție. Salam în mucegăi sau cum? Da, să plăceau de salam. Numai puțin. Știți ce e la salam? Salam de vară, salam popular, salam țărănesc cu tare. Eu le dau salam Victoria. Nu se poate așa ceva. Intru în criză de nervi ca să-i dai unui asistat. Uitați dumneavoastră aici. Salam Victoria. Ca nu știu câte ori vă permiteți dumneavoastră să cumpărați. Până când are data? 6 decembrie 2015. Da. Păi ăsta e mucegăit? Este mâncare gătită zilnic. Nu știu dacă ne permitem acasă să gătim în fiecare zi și să avem mâncare proaspătă. Mă înțelegeți? A doua la mână, vă mai spun ceva. Sunt și nemulțumiți dintre ei, pentru că mai râd, mai mănâncă, mai mint. Ce fac? Ei pleacă dimineața de acasă, se duc la biserici, iau de pomană și când vine aici, ia mâncarea. Și vine cu un singur vas. Și alege. Dăm ciorbă sau dăm felul 2. Dar el nu știe nici ce gramaj are, nu știe nici cât trebuie să ia. Dacă cumva îi convine și e prea beat, o zvârle pe stradă și pleacă. Și spune la cei care trebuie să mănânce, nu e mâncarea bună. Da, am văzut pe declarația domnului Doru Crăciun, directorul cantinei de ajutor social. Un prim aspect, nu că mâncarea felul 2, mă rog, n-ar fi bun, că nici nu-l iau întrucât nu vin cu vase, da? Cu caserolele respective pentru a-și lua hrana. Vă rog. Eu, în sfârșit, îl cunosc de foarte multă vreme pe Doru Crăciun. Mă mir că a fost așa de calm în raport cu... L-am surprins și noi totuși l-am încercat să-l calmăm, da, măcar pe finalul, da, materialului. Pentru că, efectiv, numai ce a arătat soteul de pipăte și era alături și orezul. Arăta rezonabil. Sau paste ce erau acolo. Arătau rezonabil și una și alta. Acum, eu spun ca și la început că lucrurile sunt complicate. Nu numai că vin fără vase, vin după ce au cerșit sau după ce au luat un paharel de tărie sau ce naiba ori fi băut. Unii. Și, da, unii dintre ei. Dar cei care au fost prezenți și care erau suficient de, să spunem, decenți. Am spus că mâncarea este în fiecare vineri alt fel de mâncare, pentru weekend mă refer. Și Erau și clienți mulțumiți. Da, și erau... Poate prea puțin intervievați de noi comparativ, dar ne-am dus la reclamația lor a nemulțumit. Sigur că da, sigur că da. Iar cei care erau mulțumiți porneau de la situația lor personală, adică n-ai niciun venit și ți se oferă o masă. Cât este ea de insipidă, cât este de, să zicem, prost gătită, este o masă. Ai ce să mănânci, nu? Spunea domnul Crăciun, o masă caldă, gătită în ziua respectivă și avea exact dreptate. Nu știm cât dintre noi ceilalți, da, gătim în măcar de zi. Comoditate nu gătești în fiecare zi, nu? Dar luăm un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara, spuneți, vă rog. Alo, bună seara. Spuneți, vă rog. Chiar este iritant. După ce putorile astea de ca să nu le spun pe... Nu, am rugăminte să nu... Nu mă refer la oamenii din cantină. Nu. Cei care liniști și care primesc după ce li se pune și oamenii aia muncesc, eu știu ce înseamnă acolo munca aia acolo, muncesc vetele fete alea și ridică la oalele alea ca să le facă la puturile astea. Mâncare. Fără insulte, vă rog. Nu sunt mulțumiți. Și nu sunt mulțumiți, nu se poate așa ceva. A avut dreptate domnul de la cantina. Păi noi nu ne permitem zi de zi să facem mâncare și cât bani dăm ca să facem o mâncare? Cât ne cheltuie? Și noi trăim din 500 de lei, dar nu se poate. Ne-am învățat prea degeaba. Ei tot mai să li se dea, să li se dea. Să le dea case, să le dea nu știu ce, să le... Tot mai să li se dea. Deci, nu se poate așa ceva, domnule. Am înțeles. Deci dumneavoastră considerați că nu sunt corecte acuzele și că mai bine n-ar fi făcut gestul ăsta. Nu sunt corecte. Vă rog să credeți. Pentru că eu știu cum să muncești acolo și dacă v-am spus că știu... Și cunosc. Da. Știu cât efort depune fetele alea pentru
ca să nu mi-a spus. A spus la un moment dat domnul Crăciun că femeile alea vin la 6 dimineața, da, acolo în fiecare domnule, zi. Domnule, credeți-mă că așa este. Așa este. Eu am avut o prietenă care a lucrat acolo atâția ani de zile de a trebui să ducă la operație, la COVID, că la oalele alea. Mulțumesc frumos pentru intervenție, doamnă, mai citim câteva mesaje. Dacă munceau pentru acea mâncare, cu siguranță era foarte bună, scrie cineva, interesant acest mesaj. Altcineva ne scrie așa, la blocul B24 din micro 3, există un fond de reparație din care a fost ridicată o sumă de bani care nu este justificată în materialele folosite. Factura este umflată cu diferite materiale care nu se regăsesc în lucrarea făcută. Casiera a dat banii, dar nu vine la bloc să verifice cine răspunde de acești bani. Un mesaj care, să zicem, n-ar avea legătură sau n-are legătură cu subiectul nostru. Vis-a-vis de salam, domnul avocat, acuze că e mucegăit, pe de altă parte ați văzut ce spune domnul Crăciun, că e de calitate bună și expiră în decembrie. Da. Nu, în afara faptului că salamul pe care îl dau, încă o dată spun, ei sunt totuși controlați de autoritățile sanitare și de sanitatea publică și de sanitare veterinară. Nu poate să-și permită să fie găsit, cum s-a întâmplat pe litoral la diferite restaurante, cu carne sau alimente mucegăite. Pentru că dacă ții la slujba ta și ții la libertatea ta, nu-ți permiți altceva. Salamul Victoria, e adevărat că pe vremuri era, din punct de vedere calitativ, unul dintre cele mai bune salamuri. Salamul Victoria de acum chiar are carne în el, spre deosebire de alte salamuri care au tot felul de compoziții, inclusiv cel de Sibiu. Eu nu știu cum au fost educați cei care sunt nemulțumiți. Dar bunicul meu îmi spunea că orice, dar trebuie să respecti mâncarea. Deci mâncarea ți-o dă, în concepția bunicului meu, ți-o dă Dumnezeu și trebuie să o respecti, indiferent cât este și cât este de gustoasă. Ori cetățenii respectivi, chiar dacă nu erau așa foarte, să spunem, predispuși să vină de la servici sau de la o muncă, în momentul în care ai muncit de dimineață de la 7 sau de la 8 până la 12, până la 12 te ești rupt de foame, mănânci, spuneam, și scoarță de copac. Da, lucrurile sunt complicate. Citeam într-o carte vis-a-vis de românii basarabeni, da, exilați în Siberia. Ah, băi de capul. A fost o dramă pentru ea, citeam în cartea respectivă, în momentul în care și-au dat seama paznicii de acolo că îi mâncau cojile la cartofi. Cojile la cartofi. Și le-au tăiat cojile la cartofi. Au zis, nu mai, nu vă mai dăm. Da. Mâncau, cum spuneți dumneavoastră, scoarfe de copaci. Și-au ofert bocanci care erau de piele. Mă rog, dar erau drame născute, da, după război. Am și o rugăminte la telespectatorii care sună pe numărul de mobil, să o facă pe numărul de fix și vor fi introduși în direct. Da? Avem un număr de fix acolo, să sune pe numărul de fix, nu pe cel de mobil. Mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Să rămână, spuneți! Este groaznic ceea ce vedem, pentru că acești oameni pe care noi îi privim sunt buni de muncă. Aș face o singură recomandare la Consiliul Local sau la primărie să țină cont de persoanele care sunt cu dizabilități, cu handicap real și au un venit lunar de 272 de lei pe lună. Și nu-i ajută nimeni să mănânce nicăieri. N-au dreptul să mănânce la cantină, nu? Nu știu dacă au dreptul, că nu m-am dus, nu m-am, dar cunosc situații care trăiesc, au 64 de ani sau 65 de ani și fac menajul, doamnele acelea bătrâne, la vecini, la prieteni, la cunoștințe, ca să mănânce ceva, pentru că din 272 de lei nu poți mânca. Nu poți trăi, faci ceva. Sunt, da, persoane. Sau nu apelează la cantină de rușine, probabil, nu? Mă uit la acest domn care este în imagine, tuns, frezat, aranjat, copilul se pare că e un copil normal, ceilalți pe lângă el. Oare nu ar găsi un loc de muncă? E umilitor să vedem acești oameni tineri, este jenant, ne fac de râs. E rugămintea mea, poate este un mesaj public acum, ca cei care ascultă și urmăresc emisiunea și lucrează în sistemul social, să țină cont de persoanele care sunt singure, bătrâne
și trăiesc cu 272 de lei. Cred că ar respecta mai mult o oală cu mâncare sau măcar o dată la sfârșit de săptămână, o dată pe lună în sfârșit de săptămână, să recalce cineva ușa. Cunosc o bătrână singură, surdă, nevăzătoare, locuiește în Buzău, care nu a apelat la autoritățile locale să-i ducă cineva, deși merge într-un cadru și nevăzătoare, repet, și mulți oameni. Mulțumesc frumos pentru intervenție, doamnă Sărămâna. Una peste alta, totuși, domnul avocat, să spunem că acest serviciu oferit de primărie este unul util. Sunt buzoieni care, din diverse motive, din păcate, au ajuns într-o situație dificilă, chiar disperată, iar această cantină vine în ajutorul lor. Sigur, extraordinar. Nu știu de ce s-a referit toată lumea la aceștia care îi vedem acum pe ecran, pentru că eu vreau să aduc în dezbatere faptul că totuși dosarele astea care se fac pentru a avea acces la mâncare de la cantina de ajutor social suferă de foarte mult formalism. Adică se duc și își procură cetățenii respective, își procură diferite acte și înscrisuri care îi fac compatibil cu un asemenea servici, însă în realitate, după cum vedeți, nu arată că ar fi, să zicem, în situația socială care să-i permite să apeleze la cantina de ajutor social. Îi văd când trec cu mâncare, ne scrie cineva, pe aceștia sunt femei și bărbați buni de muncă, ar trebui să muncească pentru a-și câștiga acea mâncare și nu să critique acest serviciu oferit de primărie, ne scrie cineva. Imediat mai luăm un telefon în direct. Vreau să mai precizez un lucru. Aveau și desert, halva, da, toți cei de acolo. Păi discutăm noi amândoi, ne place halva, da. Deci noi ne-am putea înscriși noi, măcar acum, la desert. Dacă tot a dus acest subiect în discuție, ați văzut declarația, imediat luăm telefon, ați văzut declarația domnului Crăciun sau invitația și am considerat că în cazul de față, ca să ai o părere cât mai corectă, dar am gustat și eu cu colegul meu cu care a mers acolo din mâncarea oferită de cantina de ajutor social. N-au colegii mei imaginele, însă cred că cel mai elocvent este faptul că la sfârșit farfuria a rămas goală. Deci cred că asta spune totul. Din punctul meu de vedere, acum eu totuși am ținut să prezint și declarațiile respectivilor, da? Telespectatorii noștri, stăpânii noștri, din punctul meu de vedere mâncarea era bună, iar critica n-avea niciun fel de fundament. Părerea mea. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, să trăiți. Spuneți, vă rog. Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara, spuneți. Părerea mea este că în momentul în care mănânci de la o cantină sau în momentul în care ai persoane cărora le dai mâncare, inevitabil vor exista păreri pro și contra. Nu poți să-i mulțumești pe toți în același timp. Problema este alta în acest caz. Că sunt prea mulți bani cheltuiți pe persoane care sunt bune de muncă, domne, exact cum a zis persoana dinaintea mea care a sunat. Domne, aceste persoane trebuie trimise efectiv la muncă, nu la întins mână. Noi suntem o țară plină de asistat social. Plătim bani grei din buzunarul nostru, cei care muncim, pentru a ține acești leneși pe spatele nostru. Și culmea, tot ei au gură să facă pretenții. Da, dar ei se prevalează de acest fapt, domnule, nu găsim loc de muncă pe piață sau nu suntem angajați. Unii dintre ei poate au și puțină dreptate să recunoaștem că, în general, patronii se feresc să angajeze cetățenii romi. Așa este, domnule, dar mai eu, acum nu vreau să schimb subiectul, dar mai e o chestiune. Romii spun că sunt discriminați. Dacă analizăm 100% vom vedea că sunt discriminați pozitiv. Un român, dacă ar dori să obțină, cum obțin romii, bani de la bugetul statului, nu va obține niciodată. Vă garantez lucrurile acestea. Plecați de la un loc de la școală până la un loc la facultate. Sunt și astfel de cazuri, da. Într-adevăr, știu că și la liceu. Deci în fiecare clasă intră doi copii, elevi de etnie romă, în fiecare clasă, nu contează că e la HD-ul, că e la Eminescu. Exact, sau ei nu concurează cu locurile de român, la facultate, la facultate cred. La fel și așa mai departe. Deci contează doar să-și dorească să facă ceva în lumea aceasta.
Mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. La revedere. Discutăm un minut și despre acest aspect că li se oferă prea mult acestor cetățeni acest ajutor social acordat, deși oamenii sunt buni de muncă, cum spun telespectatorii? Eu mă fac de obligat să repet încă o dată. Dom'le, toate serviciile sociale care lucrează pentru ca să stabilească care sunt persoanele beneficiare a diferitelor categorii de ajutoare sociale, nu prea nu prea ies din birou. Adică în momentul în care s-a depus dosarul și ai văzut că are toate actele în regulă, fă un efort, ieși din birou și vezi cu ce se deplasează cetățeanul respectiv. Dacă îl vezi într-o mașină la mâna a doua, a șaptea, a noua, înseamnă că omul ăla, în afară de faptul că mai câștigă ceva, are și alte îndeletniciri. Ca să adică unii ar trebui excluși, da, de la acest serviciu. În momentul în care l-ai găsit că a ajuns la cantina de ajutor social cu o mașină la mâna a treia, nu, a 15-a, n-are importanță. În momentul în care l-ai găsit că respectivul cetățean are niște venituri altele decât cele care le-ai avut în vedere, atunci fă și demersurile necesare. Poate în cazul nostru la Buzău avem societatea asta, Orbister, uite, îmi trec acum o idee prin cap. Uite, oamenii ăștia care par să fie buni de muncă, să fie angajați acolo la Orbiserv, că la îngrijit spații verzi nu cred că necesită cine știe ce pricepere, la aduna frunze prin parcul Crâng și contrar, poate să mai găsesc asta. Contrar opiniei, chiar trebuie și te o leacă de experiență deci acolo, spații, la spații verzi. Nu poate să fie obligat Orbiserv să angajeze pe nimeni pentru că e societate privată, dar locuri de muncă, muncă pentru ca să câștigi decent zilier, să te angajezi la tot felul de chestiuni, găsești. Dar revenim la întrebarea care ai pus-o. Cred că din acest punct de vedere suntem într-un stadiu în care trebuie să ne decidem. Suntem stat social, da? Cum spunea domnul Iliescu cândva, da? Societate de asta de piață sau un stat social? Acum, sigur că da. Pare că ne îndreptăm spre un stat social mai degrabă. Nu pare, că ne îndreptăm, că pare, suntem pare de că ceva suntem, ani. Pare că suntem într-un stat în care politicienii au nevoie de o anumită categorie de votanți. Ori așa ceva nu mai trebuie să mai continue, pentru că e limpede că acești cetățeni care apelează la ajutor social, o parte dintre ei sunt ușor manipulabili din punct de vedere electoral. Da, mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Aș vrea să vă spun și eu două cuvinte. Să știți că am fost internată în Spitalul Parvon o săptămână, dar așa mâncare e un lux ce am văzut aici, să știți. Pentru că acolo o mâncare care lasă de dorit la niște bolnavi. Dar asta e un lux, să știți. Eu stau aici pe undeva în Dorobanți și sunt femei bune de muncă, de-abia duc sacii cu mâncare la sfârșit de săptămână, să știți. Și sunt bune de muncă. Da, mi-a mai spus cineva lucrul ăsta. Da, mi-a mai spus cineva lucrul ăsta chiar astăzi, nu mai rețin cine anume, că mâncarea de la cantină este mult mai bună decât cea din spital. Am văzut eu acolo, eu la Spitalul Parvon n-am văzut decât o supă și niște cartofi, atât într-o săptămână, vă spun. Acolo era un lux, vă spun. Am înțeles. Deci sunt bolnavi care mănâncă o mâncare ca vai de ea, iar oamenii ăștia care stă degeaba și aici fluieră până Dorobani, se duc și cară mâncarea și tot nemulțumiți. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Bun. Eu n-am vrut să torn gaz pe foc, dar pe vremea când făceam anchete sociale ca și student, am avut cazuri în care de la cantina de ajutor social oamenii își creșteau porci. Oamenii despre care, cei care au reclamat. Păi, unii dintre ei o spuneau, da, mai scrie cineva într-un mesaj, păcat, văzăm imaginile respective, că se aruncă ciorba. E lipsă de respect pentru câtă mâncare. Câtă vreme așa ceva... unii săracii n-au ce pune pe masă. Și mai era ceva de discutat vis-a-vis de acest subiect. Admiteau unii de aici că iau mâncarea respectivă și o dau la cățel, la porc, da, sau ceva nu de la genul, cei care sunt, animal. Cei care au mai multe persoane care au dreptul să ia hrana de la cantina de ajutor social, mai utilizează și în sensul ăsta, pentru că ei au alte venituri, ce să mai ne ascundem după deget. Și dacă ne raportăm la
casele mai mult sau mai puțin modeste pe care le au în cartierul lor, te duci cu mintea la faptul că totuși apelează din cauza slăbiciunilor din mecanismul de acordare a dreptului de a avea ajutor social, scapă foarte mulți bani aiurea. Dar luăm un ultim telefon în direct în această primă parte a emisiunii. Să rămână, spuneți, vă rog. Să trăiți, domnul Oraș. Vă rog, ziceți, rapid. Am și o propunere. Spuneți. Lucare nu-i convine mâncarea, dar și câți bani este mâncarea, să-și facă mâncarea acasă. Gustoasă, cu sare, cu pipier, cum vrea el. Să nu mai zică că o greșește de la cantină. Da, e o idee pe de-o parte, dar mă gândesc... Să mâncarea, să-i dea venitul și o facă el acasă. Da, dar pe de altă parte, vă dați seama, reducându-se, poate unii vor apela la ce spuneți, sau mulți vor dori bani, nu? Într-adevăr. Nu, sunt puțin. Tăiați-le mâncare. Da, dar pe de altă parte, să reduce în felul ăsta, să reduce bugetul societății pentru a putea cumpăra produse. Dar vă dați seama, cumpără și... Nu mai facă gălăgii. Nu, nu. I-am chemat eu să-mi sparg o mașină din lemn. Dar cât îmi dai? Îmi dai 500 de mii? E cum îți dau, faci o zi de muncă, mă, 500 de mii? Ei nu s-a apucat. Păi, n-au de ce. Au mâncarea gratuită, chiar dacă o refuză. Nu are de muncă. Eu îi dau de muncă. De ce nu vrea? Să trăiesc și eu și el. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Unii, numai un pic. Vă rog. Unii, cum a arătat salamul domnul Crăciun. Da. Eu am cumpărat salam de la unii. E salamul bun. Îl vinde. De ce îl vinde? Da. Și pui și altceva. Da. Se întâmplă, ne spunea și domnul Crăciun, că unii fac lucrul ăsta, iau mâncare și... Pe pielea mea, am cumpărat eu. Da, mai ales ce iau un weekend, da? În weekend, deci vineri le dau pentru sâmbătă și duminică. Sâmbătă și duminică. Sau pentru trei zile, vineri, sâmbătă și... Îi se dau mai multe și n-ar ce să facă cu atât și le vinde. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Rapid citesc și ultimele mesaje venite de la telespectatori. Sunt ferme în oraș care lucrează cu pensionari, iar acești tineri nici măcar n-au trecut pe acolo pentru a fi angajați, ne scrie cineva. Alt mesaj, poate și ancheta socială din dosarul asistaților ar trebui făcută, ne scrie altcineva. Ea este făcută, numai că ar trebui să fie făcută cu mai multă responsabilitate și mai, din când în când mai și verifici dacă este realitatea cea pe care rezultă din dosar. Un mesaj bun de data asta. Bună seara, domnilor, nu mai ocupați, dar încă o dată cineva care sună pe numărul de mobil, deci sunați pe numărul de fix, vă rog. Deci bună seara, domnilor, nu mai ocupați timpul de emisie cu oameni care nu muncesc și au numai pretenții. Sunt mulți care muncesc pe salariul minim o lună întreagă și nu-și permit o masă decentă. Despre ei ar trebui să faceți emisiuni, că muncesc câte 10-12 ore pe zi pentru 700 sau 800 de lei. Da, foarte bun acest mesaj, merită premiat. Alte mesaje, de ce li se dau hrană moca când ei o dau pe alcool? Să mai verifica și câte amenzi au pentru comportament incorrect în societate. Da, și asta este bună. Când s-a filmat, de unde au venit aceste persoane? Au fost manipulate cumva? Nu, n-aș prea crede pe lucrul ăsta. Nici nu știau că o să răspundem noi de la Campus TV solicitării lor. Bună seara, dacă acceptați un sfat pentru autoritățile ce se ocupă de asistații sociali, aș face o triere printre cei ce beneficiază de mâncare gratuită, pentru că 80% dintre ei nu o merită, e părerea unui alt telespectator. Nu-i bine să arunce mâncarea, ne scrie altcineva, în loc să o mănânce, o aruncă. Nici mai măcar, bine s-o dea la căței. Nu, dar nici măcar demonstrativ, domnule. Este, cel puțin la țară, așa am fost învățat, să respecti mâncarea. Este păcat să-ți bagi joc din mâncare, să o arunci. Altcineva, vă garantez, la sfârșit de săptămână, vând majoritatea produselor. Da, o fac unii, da? Alții, amărâți, nu o fac, da? Consumă produsele respective, dar... aveți dreptate în ceea ce spuneți cu alții.
Săraci, săraci, dar bun de muncă, ne scrie un alt telespectator, probabil. Ne intră foarte multe mesaje, un subiect iată care suscită interesul. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim mai apoi și cu alte subiecte de interes local.